Casa, presupusa casă în care se află Sebastian Ghiță, este cea din spatele meu, cea cu obloane verzi la geamuri. E bine, aceasta este o intrare, garajul, să spunem, intrarea de aici din spatele meu, mai este o intrare pe partea cealaltă, vis-a-vis de o terasă, iar lângă, în colț, este o secție de poliție. Noi suntem aici încă de dimineață, iar la Bel Grad este ora 13 și până acum, Ana, nu am văzut nicio persoană care să intre sau care să iasă din această casă pe niciuna dintre intrări. Evident, am zărit o persoană în curte, este vorba de cel care se ocupa de grădină, o persoană mai în vârstă care nu vorbea limba engleză, dar i-am arătat poza lui Sebastian Ghiță, s-a uitat la ea, mi-a cerut numele, iar când i-am spus cum îl cheamă, a dat din deget foarte repede și spunând Nema Nema și a plecat. Nu a mai vrut să stea de vorbă cu mine absolut deloc. Vecinii de aici din împrejurim nu prea se arată la față, să spunem. Sunt oameni care trec pe stradă, dar nu intră în niciuna dintre casele de lângă această casă pe care o vedeți în imagini în aceste momente. E cumva o secretomanie. Nu știm cine l-a văzut, dacă l-a văzut când a intrat sau dacă a ieșit. În plus, el mâine ar trebui să meargă, Ana, așa cum știm, la acea vizită programată la poliție, vizită programată de judecători. Vom vedea mâine dacă acesta se prezintă, pentru că nu are o oră fixă stabilită să meargă la acea secție de poliție. Înțeleg că secția de poliție, Bianca, e undeva în apropiere, nu? Secția de poliție de lângă casa lui este diferită de cea care, la care el trebuie să meargă mâine. Secția de poliție la care va merge mâine este o secție specială care are departament pentru străini. El acolo trebuie să se legitimeze, nefiind de cetățenie sârbă, el trebuie să meargă la acea secție. Cea de aici este, să spunem, un fel de secție de sector. Nu este ceva foarte important. E o secție mică de cartier, undeva sunt câteva mașini parcate în fața secției. Oricum, asta înseamnă că este o stradă sigură, cea pe care Ghiță și-a cumpărat casa, având o secție de poliție în apropiere. Te rog frumos, Bianca, spune-ne unde se află această casă în Belgrad, adică dacă se află într-o zonă bună, într-o zonă unde sunt case, văd în spate câteva blocuri. Dacă e în centru... Ana, este cumva în apropiere de centru, dar nu pot să spun că este o zonă exclusivistă. Sunt și blocuri, sunt și case, nu ceva foarte extravagant. Pot să spun că unele dintre ele sunt chiar modeste. E o amestecătură de arhitectură, dacă vrei așa. N-aș putea să îți spun din ceea ce văd dacă este un cartier exclusivist. Dar am observat că aici, în împrejurimi, nu prea sunt camere de luat vederi montate pe case, ceea ce n-ar putea aduce cu gândul că nu stau oameni, să spunem, foarte importanți, care ar avea, eu știu, nevoie de pază și protecție 24 de ore din 24. Ce vă arată colegul meu acum în imagini, Vali Ion, este cumva o străduță adiacentă de la casa lui Sebastian Ghiță, presupusă acasă, este undeva pe partea stângă, dreaptă, iar străduța este pe stânga în jos. Cam asta e zona unde este plasată această casă.